Este un tablou pe care îl am în minte cu sămânța răului, se cheamă, și este ca un bărbat și o femeie care sunt în lest și formează, sunt doi întregi. Un bărbat e un întreg, o femeie e un întreg. O să fie și un bărbat și trei femei. Sau și două femei. Pentru persoane mai altfel. Dar treaba e că tabloul ăsta este, începe cu un bărbat care întâlnește o femeie sau viceversa. Și creează un întreg ca familie și au sămânța asta răului la mijloc, ca să vadă, e un rău care până la urmă se transformă în mister. În mister și o apăsare de asta de la astre, care se găsește doar în poezii și în chestii de astea frumoase. Adică în chestii de astea profunde, apăsătoare, care e o formă de artă care ar fi mai la nivelul următor dacă ar fi scrisă în culori și în, și în caractere mai mari și mai mici, ca și cuvinte. Și așa, și este, între timp am uitat despre ce vorbeam. Sămânța răului. Deci, așa se cheamă tablou, mă gândeam la două chestii de asta, ăsta e un defect de-a mea. Și cred că așa se întâmplă cu Gemini sau ceva, Gemini în zodia Scorpioni, două locuri diferite. Și asta e altă poveste, cum atunci când eram mic, era cineva care avea nevoie de ajutor și s-a dat drept unul care s-ar fi sinucis și asta e altă poveste. Dar sămânța răului este sădită în copii atunci când se spune nu se face aia sau nu se face chestia aia, dar trebuie dată numai prin exemple care merită să fie date, nu prin orice prostie, să zice într-una, să face omul nesigur pe el și să, sau om, când zic om, e bărbat sau femeie, nesigur că suntem oameni, umanitate. Și ne facem nesiguri și să fi și mai nepregătit pentru viață. Asta este percursul. Ar trebui spusă doar cu grijă, cu mare grijă, ce se pune în fața unui copil, ca obstacole, ca reguli, ca și sămânța răului crește ca imagine, apoi trece la următorul nivel, fiind o familie cu copii în care se plantează. Și mai multe tablouri de astea pe care aș vrea eu să le fac. Și este foarte, foarte interesantă ideea. Și cred că am să mă pun să fac tablourile astea, dar mi-ar trebui niște ceva pe care să desenez. Și asta mi-o registrez ca să țin minte.
foarte interesant, cum le văd eu. Mă mir că nu este nimic așa ceva pe piață. Adică mulți au tendința să copieze unul de la altul, ca artiști, că vor nu știu ce artist. Vorbeam cu un pictor și îmi spunea că vor anumiți artiști, vor imitația tablourilor care îți spun un anumit ceva și nu își permit toți să cumpere. Adică e ca o carte bună care o tipăresc cu mai multe versiuni ca să ajungă pentru toată lumea și cu pictura asta, e la fel. Și eu aș face pictură doar dacă îmi vin mie idei. Eu doar așa aș face pictură. Cred că ar fi mai deștept artă. Adică n-aș face imitație, aș face și artă și apicultură și mai multe și grădinărie și mai multe chestii. Doar așa, ca să mă dezvolt eu ca persoană. Și acum mă gândesc să fac viori sau chitări. Încă nu m-am decis. Încam să fac chitări. La spaz să facă viori. Și pe alții mai deștept să facă harpe sau alții să facă trompet sau alte chestii pe care sunt ei pasionați. Eu cred că chitări. Dar aleg să fac chitări. Vreau să fac ceva cu pasiune care să îmi fie drag. O și dau la altcineva. Adică e ca în melodia aia, același joc. Și tot ce faci, te faci cu drag, pentru că n-a fost niciodată vorba numai de procentaj. Dar sperăm că o să trezească cât mai multe persoane.